În dosarul cunoscut opiniei publice ca dosarul crimei din Sibiu, Curtea de Apel Alba Iulia a respins contestația formulată de inculpat împotriva încheierii penale pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu, prin care a fost dispusă măsura arestării preventive împotriva inculpatului acuzat de săvârșirea infracțiunii de omor. Hotărârea Curții de Apel Alba Iulia este definitivă, astfel încât inculpatul va fi cercetat în continuare în stare de arest preventiv pe durata a 30 de zile. De ce a murit?